UTA are la 4, FC Argeș meci direct. Jucat. Are la FC Argeș. Etapa următoare. Îi bate, etapa scoate, următoare, da, îi trage sub ei, exact, etapa următoare. Au la Mioveni un meci pe care trebuie să-l câștigi, cam toată lumea trebuie să câștige cu Mioveni. Asta vreau să spun. Returată direct și ultimul meci cu Craiova, care acolo e complicat, dar Craiova poate să fie deja să-și asigure barajul și e complicat, da, și aici. Gândește-te că UTA nu a câștigat, dacă nu mă înșel, de pe 8 septembrie, în deplasare. Ultimul meci câștigat la Botoșani. Da. Deci e foarte, da, mult. Nu, UTA e... Deci e foarte mult să nu te întorci cu o victorie din deplasare. E normal să fii unde ești în momentul. Acasă au mers bine, acasă au bătut. Eu vorbesc Craiova, de deplasare, da. Cluj, da. Deplasare dezastru, da. Deplasare pe linie. Au da, asta spun. Adică ei, dacă nu reușesc să aducă puncte și din deplasare, e greu să se salveze. E greu să se salveze. Da, corect. Ei trebuie să înceapă să facă, să scoată. Și au meciuri grele. Au Hermannstadt, au Craiova. Au două Craiova meciuri ultima, foarte da. Grele. Și au două meciuri. Meciul direct cu FC Argeș și meciul cu Mioveni pe care ar trebui să-l câștige. Teoretic sunt șanse și pentru... Mioveniu, dacă mă întreb pe mine, cred că o să tragă cu cei de la FC Argeș. În mod normal, da. Au tras, după părerea mea, un pic și etapa asta. Ah, ia, ai început.